Traficul pe pasajul Basarab s-a triplat după ce podul Grant a intrat în reparații. Specialiștii în probleme de mediu spun că efectul este similar în ceea ce privește poluarea în zonă. În genul ăsta de ambuteiaje și în trafic, consumul de combustibil crește cu în jur de 5-8% când stai pe loc. În fiecare minut putem umple aproximativ 150 de baloane cu emisii poluante de la mașinile care stau în trafic. De ce este important ca traficul din orașe să fie cursiv? Orice mașină care în loc să circule stă, poluează inutil. De altă parte, este important ca traficul din orașe să fie mai puțin, adică mai mulți cetățeni care se deplasează cu transportul în comun sau cu mijloace alternative. Și de ce nu niște eforturi de ale primăriei chiar de a mai diminua din nevoia de a te deplasa? Că dacă trebuie să merg cu o hârtie să o depun la trei ghișe în trei colțuri ale orașului, evident că o să fac treaba asta circulând, generând poluare suplimentară. Parcul auto din România este unul în care mașinile vechi predomină. Datele statistice arată că în țara noastră circulă peste 10 milioane de mașini. Oficialii Registrului Auto Român spun că sunt înmatriculate peste 1,5 milioane de mașini cu o vechime de până în 10 ani. Mai vechi de 11 ani sunt peste 6,3 milioane de autoturisme. Specialiștii atrag atenția că multe mașini cumpărate la mâna a doua, chiar dacă sunt de producție mai nouă, nu înseamnă neapărat că poluează mai puțin. Parcul auto din România se situează la o valoare care ar putea să ridice anumite semne de întrebare în ceea ce privește emisiile poluante din punctul meu de vedere. În momentul în care avem un autovehicul înregistrat, să spunem, ca nivel de poluare Euro 6, dar înregistrăm la bord un rulaj destul de mare, este foarte, foarte posibil ca emisiile pe care le-am stabilit, le-am măsurat la momentul când vehiculul era nou, să nu mai corespundă în urma uzurii. Parcul de mașini în România e plin de mașini Euro 3 și Euro 4. O mașină Euro 3 diesel, de exemplu, emite 500 de miligrame de oxid de azot per kilometru. Comparativ, o mașină pe benzină emite vreo 150 de miligrame de oxid de azot per kilometru. Statisticile europene arată că parcul auto din România are o vechime medie de 15 ani. Țara noastră este depășită de Cehia, Estonia și Grecia, unde vechimea medie a mașinilor ajunge și la 17 ani.